La somațiile jandarmilor, grupul de persoane a fugit lăsând în urmă utilajul și o autoutilară. Mecanicul caterpilarului a fost găsit la fața locului, iar după o căutare pe câmp au mai găsit interceptate două persoane din grupul care părăsise locul la vederea jandarmilor. De ce ați venit aici? Ca să facem un ban de foamete. Al cui este utilajul? Al cui este serviciu? Da, domnule, lucrez pe autostradă, am lucrat în domeniu, am văzut-o, un cap de țeavă, am zis, domnule... Nu mă vede nimeni, dacă iau și o bucată de... Asta era, am vrut să iau să plec. Utilajul al cui este? Făcut să fie jandarmii pe operație. Utilajul al cui e cu care se pasifică? Este a firmei. În seara zilei de 20 anua, în jurul orelor 23 și un sfert, am fost sesizat de către elementele de cercetare din cadrul subunității că mai multe persoane încearcă să taie și să sustragă conductele de irigație aparținând sistemului de irigație ANIF din zona Faclia. Ne-am deplasat acolo unde am surprins un număr de 3 persoane care, cu ajutorul unui utilaj tip caterpilar, săpau și încercau să taie și să sustragă conducta de irigație. Cei prinși de jandarmi cu vârste cuprinse între 21 și 39 de ani, împreună cu toate bunurile găsite la fața locului, au fost predate poliției Medgidia pentru continuarea cercetărilor în ceea ce privește comiterea faptelor de furt și distrugere. Ascund o date ce bățile, să dupac necrezilele, vine poliția, îmi ia toată bata. Ascund o date ce bățile, să nu facă negre zilele.